Băi, hai să vă spun niște chestii despre partea de design de la mașina asta. Nu știu dacă vă place sau nu, dar eu am stat de vorbă cu designerul și el mi-a explicat așa. Că la partea din față, mă apropii ca să se audă mai bine sunetul. Că la partea din față au lucrat foarte mult la a integra această grilă uriașă cu farurile. Vezi? Și au făcut aici o mică fantă, un unghi din ăsta care să dea agresivitate botului. Acum, desigur că el seamănă foarte, foarte tare cu toate celelalte modele Audi, dar asta este o altă discuție. Să trecem la profil și să vă spun așa. Dacă mă lasă domnul ăștia. Că cel mai mult aici au lucrat pentru că au avut brief să ridice plafon. E, și ei au ridicat plafonul, dar cumva, după cum vedeți, au coborât linia geamului din spate, astfel încât din profil mașina să arate ca un cupe. Toată lumea are obsesia asta de cupe. Încă ceva. S-a lucrat foarte mult la a face umerii ăștia de aici mai proeminenți. Înțelegi? După care, la linia aripii față, au lucrat astfel încât aici că au ridicat-o și să inspire mașinii un momentum așa de față, gen înălțimea ei să fie pe față și linia să coboare spre spate. Și desigur ajungem la partea cea mai spectaculoasă a mașinii astea, care este spatele, din cauza că avem aici iluminare dinamică cu OLED. În afară de faptul că ăștia se descurcă extrem de bine cu OLED-ul ăsta, i-au mai tras și o linie între stopul stânga și stopul dreapta. I-au zis așa, băi, i-am tras linia asta aici ca să-l lăsăm, coborâm spatele și el să pară foarte lat, foarte stabil și foarte agresiv. No.